Autoritățile au dispus mai multe măsuri în județ după ce în cele două gospodării din comuna Mihăiești au fost confirmate cazuri de gripă aviară. Reprezentanții DSV Argeș au fost acolo și au prelevat probe, apoi au confirmat existența pseudopestei aviare după ce au primit rezultatele de la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București. În consecință au ucis imediat toate păsările care mai rămăseseră în viață în cele două gospodării, adică 7 rațe și gâște, și au distrus toate furajele, așternuturile de paie și bălegarul susceptibil de a fi contaminate. Până și ouăle produse în cele două gospodării au fost distruse. S-au sacrificat păsările găsite, s-au depozitat într-un container special sau în laborator pentru a fi analizate, s-au făcut deratizarea și igiena locurilor din cele două gospodării. În acest caz s-a dispus și o anchetă epidemiologică și s-a delimitat o zonă de protecție pe o rază de minim 3 km și a unei zone de supraveghere de 10 km. Garda forestieră din zonă trebuie să facă un raport în legătură cu prezența de păsări, iar medicii de familie să fie atenți la sesizările oamenilor care ar fi putut intra în contact cu păsările.